A fost eliminată de Ferencvaros. Vedem aici pe Grădinaru în ofensivă. Costin urcă, Grădinaru încearcă șutul, Lițul îi respinge în față, gol! 1-0, Sebastian Mailat deschide scorul din minutul 4 pe stadionul Anghel Iordănescu. Fază rapidă de atac a formației lui Mihai Teja duce la deschiderea scorului aici între aici la voluntari, între echipa omului pe care l-avem în imagine. Nițuli a respins în față acel șut al lui Răzvan Grădinaru. A respins prost, mingea a ajuns la Mailat, care marchează al doilea gol în tricoul echipei ilfovene după reușita din meciul cu FCSB. Tot în poarta aceea a marcat tot pentru 1-0 și în voluntar FCSB, omul pe care îl felicită aici cu echipierii săi, Grădinaru Căpățână sau Pablo de Lucas. El e împrumutat de la CFR Cluj în acest campionat la FC Voluntari. Jucător cu calități, cu viteză extraordinară și cu un dribling foarte bun.